Milano, Zagreb, Bruxelles, Sofia, Riga. Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини. Да опознаем Европа. Au clase de învățământ profesional și tehnic, atât liceal, cât și profesional și post-liceal, mai ales în mediul rural. Pentru a nu pierde clase și pentru a completa planul de școlarizare, toate unitățile de învățământ liceal cu profil tehnic din județ au inclus în oferta de școlarizare și clase de învățământ teoretic. Am ascultat un reportaj realizat de Gabriel Stava. România avea mai mult de 400.000 de elevi în învățământul profesional în anul 2018, fiind pe locul 10 în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene din acest punct de vedere, conform datelor de la Eurostat, Oficiul European de Statistică. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Играеш малко такова на повече прегръдки, това е разкол. Повече любов трябва да има. Философия кара Пепи, ама сигурно има защо. Еми, ето да не ти ли прави впечатление? Колко набитово кой има Петър Бакърджиев? Освен всичко друго, играха малко по-организирано за разлика от, от аматьорския футбол. Ти знаеш, че ние имаме професионалист. Epistola către Filipeni. Глобална отговорност трябва да се обърне внимание на правилата за реципрочност и пропорционалност. От началото на този механизъм са одобрени 380 заявки за износ до 33 различни дестинации за общо 43 милиона. Тук е някаква тактическа. Din toată viața mea.